Se anunță ninsori în toată țara, iar pregătirile pentru iarnă prind din nou pe picior greșit autoritățile. Chiar de dimineață, ministrul administrației Radu Stroie a transmis o informare către premierul Ponta despre situația din județe. Din păcate, potrivit ministrului, județele Călăraș, Giurgiu, Bihor și Teleorman nu și-au făcut stocurile necesare cu materiale antiderapante, iar în Giurgiu nu există nici contracte încheiate pentru dezăpezire. Premierul Ponta a reacționat imediat și le-a cerut prefecților să informeze guvernul care sunt cauzele, dar a și avertizat că aceia care nu pot rezolva problema trebuie să lase pe alții care pot. Ponta vrea o notă exactă cu planul de dezăpezire din cele 4 județe de pe lista neagră, declarând că, în caz contrar, în ședința de guvern va lua măsurile care se impun.